Următoarele scrutine din Republica Moldova ar putea să se desfășoare cu aplicarea votului electronic. Subiectul este în vizorul Comisiei Electorale Centrale, care a decis constituirea unui grup interinstituțional de lucru pentru elaborarea conceptului și planului de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic ca metodă alternativă de vot. La proiectul privind votul electronic ar urma să lucreze o echipă compusă din reprezentanțe Comisiei Electorale Centrale, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Justiției și responsabilii de digitalizare în țara noastră. Vicepremierul pentru digitalizare, Instituția Publică Agenția de Guvernare Electronică, Instituția Publică Agenția Servicii Publice și Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitatea Cibernetică, precum și membri ai Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. Membrii grupului urmează să fie desemnați în termen de 15 zile. În termen de 45 de zile, grupul va evalua situația actuală, apoi va elabora și va prezenta comisiei conceptul și planul de acțiuni privind digitalizarea procesului electoral și pilotarea votului electronic prin intermediul semnăturii digitale. La fel, va propune soluții tehnice pentru promovarea și realizarea digitalizării procesului electoral. Ultimul scrutin în Republica Moldova s-a desfășurat la Bălți la 21 noiembrie, turul 1 și la 19 decembrie, turul al doilea. Acesta a fost prima experiență de organizare a unor alegeri pentru noua componență a Comisiei Electorale Centrale.